Salutare tuturor și noi am fi la un nou episod, de asta vom juca ceva dar și în acest episod vom face un mic chest opening pentru că off-camera am strâns două chesturi, magical chest și un giant chest, deci trebuie să le deschidem. Am pregătit și aici la clone challenge un chest cu 4 inuri, 12 cărți și 400 gold, nu este cine știe ce, dar l-am pregătit. Clan chestul nu am cum să-l deschid pentru că încă nu s-a deschis, nu a pornit. Și m-am uitat pe internet și avem 11 și ceva la sută șanse pentru a primi o legendară din Magical Chest, pentru că suntem Arena 10 și am deschis, avem aici un Silver Chest, l-am deschis pentru că am dat fail la filmare prima dată și l-am deschis, oricum n-a picat nimic. Și da, hai să ne apucăm de treabă pentru că trebuie să deschidem ceva chesturi aici și să vedem ce ne dăm. Nu cred că vom lua ceva foarte bun din aceste free chesturi here. Bun, hai să deschidem acum Crown Chest-ul. La Crown Chest nu m-am uitat să văd ce șanse am la legendară, dar nu cred că am eu șanse prea mari. Bun, nu ne-a picat cine știe ce, am văzut acolo Beth, am văzut că am luat în episodul trecut Beth și da, hai să vedem aici cu acest clon challenge, nu este cine știe ce. Avem uh, arca și... și da, mai nimic. Trebuia să ne dea, cred că, Ia asta să facem un calcul. Erau 12 cărți, dacă mi-aduc eu bine aminte, da? Dacă ne dea 11, nu, 10 comune, o rară, putea să pice o epică sau o legendară. Dar, da. Bun, avem aici uh, 2v2 student death challenge. Uh, începe în 18 ore. Probabil să fac un videoclip cu ăsta, nu vreau să fac nimic. Bine, nici nu pot, că începe peste 18 ore. Uh, și da, vă ca o cam și player din clan, dar nu are nimic pentru că nu prea mă mai joc, sincer să fiu așa de mult, mă jucam înainte foarte mult, dar acum m-am cam bine, mai intru așa, să mai fac cu un meci, dar nu foarte mult. Bun, hai să deschidem și acest uh, giant chest. Sper să ne pice ceva bun, 4 cărți, 800 de gold, 2 goblin haturi, un lightning, da, nu cred că mai am cum să mai au ceva bun, și 212 bets, nu prea joc, și acum vor veni ceva rare, Hai să vedem ce, sper că giant. Ia să vedem, Heal, 51 de Heal, mă, chiar era, erau buni niște giganți, pentru că eu folosesc mult gigantul, am 100 din 400, dacă luam 50 să fac și 150, chiar era ok, mă apropiam destul de mult să fac nivel 9, bine, nu chiar așa mult, adică aproape de jumate, să spunem așa, și urmează acum Magical Chestul, ia să vedem că scrie cineva ceva pe aici, hai să dăm și noi un salut, salutăm lumea, Bun, am filmat 3 minute, nu este foarte mare episodul. Hai să deschidem Magical Chestul. Avem 1100 bani. Mă, am luat mai mulți bani din Magical Chest decât în Giant Chest. Cred că s-a schimbat. Bets, Bomber, Zap. Acum dacă urmează multe rare, 23 de rare, acum trebuie să urmeze 3 sau 4 uh, astea epice. Și trei epice și vine și legendara O Uite mă, ce noroc avem să luăm o legendară, să vedem ce legendară este și hai să-i dăm drum. Să vedem, sper să iau o legendară pe care nu o am sau măcar una bună. Și Nightwitch la nivel 2. Bun, aveam deja Nightwitch-ul și avem și Nightwitch la nivel 2. Mă, este a treia legendară pe care o fac eu la nivel 3. La 3, la 2 mă avem logo, Electro Wizard și acum și Nightwitch, Haideți să dăm upgrade sau nu știu exact dacă să dau. Nu prea joc cu nightwitch dar e o carte bună. Hai să dăm tot și upgrade pentru că îi mărește și damage-ul și atacul și bets. Îi dăm, de ce nu? 5000 cold, nu mai contează. Luăm o legendară destul de bună. Bună și cred că aici încheiem și noi episodul. Și Cam, cam atât am făcut, ne-a picat o legendară, nu mă așteptam sincer la legendară, dar când am văzut acolo că vin rarele multe, au venit și epicele, era clar că dă și o legendară. Am avut ceva noroc mi-a mai dat una, am foarte multe legendare, mulți nu au atâte, adică Lava Hound una, 2, trei, aici punem 2, pentru că are nivel 2, 5, cu 3 aici 8, cu astea 2, 10 și cred că mai sunt uh, 2 de deci 12 legendare mi-au picat în total până acum și am doar 3 la nivel 2, bine nu doar 3 pentru că sunt multe legendare uh, 3 la nivel 2, chiar e ok. Uh, bun lume și cred că aici și noi episodul. Mulțumesc pentru atenția acordată. Baftă lume, pa!